Roboții. Această bucată de titaniu e mult mai puternică decât oțelul, motiv pentru care e folosită de NASA la construcția navelor spațiale. Folosește-l la robotul tău! Mă tem că acest aliaj e costisitor pentru bugetul tău, Herb. Dar fiindcă prietenul tău a adus asta în discuție, vă amintesc că întrecerea roboților e programată azi. Sper că v-ați terminat modelele. Al tău e gata, Jeremy? Și al tău, Herb? Nici o problemă. Vino să-mi vezi capodopera după școală, bine? Ei bine, lasă-mă să-l văd, Herb. Aștept. Ta-da! Ce e oroarea aia? Ei bine, e robotul echipei noastre, Sisi de Fier. Ce? Cum îndrăznești să numești monstrul ăla hidos ca pe mine? Consideră-l un tribut. În plus, o fi el urât. Dar uite cum funcționează. Herb, fă ceva! Nu e nimic. Câteva ajustări și o să fie bine. Sper să fie bine. Dacă nu, Jeremy și amicii lui o să te umilească iarăși. Trebuie să câștige urât sau nu. Dacă nu, ia-ți adio de la gașca lui Sisi. E valabil și pentru tine, Nicola. Nu-ți face griji. M-am gândit la toate. Vi-l prezint pe Kiwi 2. Grozav, Kiwi are un prieten. E la fel de drăguț ca originalul. Felicitări! Da! Ce face roboțelul nostru, a? Vrei biscuiți sau alune? Regret, n-am avut timp să-l scot afară. Trebuie să schimb uleiul zilnic. Hei, e timpul să mergem, ne așteaptă premiul. Ne vedem mai târziu, Aelita. Dacă e ceva suspect în Lyoko, sună-ne. Promit, dar sper că Xana ne dă timp să câștigăm concursul. Pa, pa! Și acum, momentul pe care l-ați așteptat cu toții, finala roboților. Începe! În colțul ăsta, Sisi de Fier. Ura! Și în colțul celălalt, Kiwi 2. Jeremy versus Herb. Doamne, ce original! Și câștigătorul o să fie Jeremy. Doamne, ce suspans! Nu uitați, roboților le e interzis să folosească forța fizică. Dați-vă mâna acum! Dați-i drumul!
Primul care înscrie 5 coșuri e câștigător. Start! Da, să înceapă! Haide, bravo! Hei, Jeremy! M-auzi? Jeremy! Da, grozav! Kiwi 1, Sisi 0! Haide, haide! Bine, dar n-am mai văzut un robot atât de urât. Jeremy! Jeremy, te rog, răspunde! Așa! Bravo! Ce mergi frumos! Bravo! Du-te! Time out! Pauză de un minut! Oh, no! Ține-o tot așa, Jeremy! De meci. Hai, haide! Hai! Tuturor concurenților noștri, concursul roboților s-a sfârșit. Și nu uitați, clasa a noua B aveți fizică în 5 minute. Oh! E în ordine, Jeremy. Nu-ți face griji. Nu poți să câștigi mereu. Dar ce s-a întâmplat? Putem să-ți arătăm. Uită-te la asta! Deci asta era. Văd că a trișat. Ei bine, mai fac parte din gașcă sau nu? Cred că da. Am câștigat. Dar tot cel mai urât robot din lume e. Herb, putem vorbi o clipă? Ajutor! Ajutor! Asta de unde a mai apărut? Oh, nu, ce fie aia? Ah!
Vino! Hei, ce faci aici? Trebuie să plecați! La ce te gândești, Xana? Probabil Elita a încercat să ne contacteze. Elita? Jeremy, în sfârșit! Totul e bine? Nu chiar. Xana a activat un turn și blocurile mă urmăresc. Și noi avem un robot malefic la școală care creează panică oriunde merge. Dar cum a putut Xana să facă așa ceva? Aș vrea să știu, dar un lucru e sigur, pe noi ne vrea. Bine, Ulrich și Yumi, neutralizați chestia aia, în timp ce eu și Od mergem la fabrică să o ajutăm pe Aelita. Mm-hmm. Grăbiți-vă! Oh! Să mergem! Succes! Și păstrăm legătura! Gata? Gata! Hei, se pare că vizitatorul nostru e deja la fabrică. Ar putea fi mai rău. Poate a fost făcut acolo. Privește! Nu renunță! Nu pot accesa nimic. Toate programele, toate scanerele, harta, nimic. Totul e la pământ. Nu te poți trimite în Lyoko. Ai vreo idee? Nu chiar. Ar trebui să găsim un specialist în roboți. Hei, Ulrich! Jeremy, ce faci? Nu prea bine. Xana a creat un robot periculos în fabrică. Și a dat peste cap toate butoanele. Nu putem ajunge în Lyoko. A venit timpul să eliminăm robotul. Jeremy e prea ocupat. Nu e singurul care se pricepe la roboți. La cine te gândești? La Herb. Nu avem de ales, presupun. Repede, trebuie să-l găsim. Haide, Od, conectează-l. Am reușit. Bingo! Ești un geniu, Jeremy! Vii cu noi! Hei! Unde mergeți? Întoarceți-vă! Școala e evacuată! Trebuie să te rugăm ceva! Ne ajuți să deconectăm robotul? Regret, dar nu sunteți în gașca. E un pericol uriaș, Herb! Am spus nu! Mă întreb ce ar crede Sisi dacă ar afla că ești un trișor. Cum? Mili și Tamia au înregistrat totul, dovadă tangibilă. Bine, dar dacă îi spui... Tu rămâi cu Herb, eu mă ocup de acest tip. Vino, Herb. Ai face bine să găsești o cale să elimini bestia. Cred că am o idee, dar ne trebuie ustensilele doamnei Hertz. Jeremy! Am găsit turnul activat. Nu poți pleca singură. Merg eu. Bine, dar nu știu dacă programul scannerului e funcțional. E prea târziu să-l testăm. Să încercăm. Od, te îndrepți către zona montană. Transfer Od. Scanner Od. Virtualizare. Ugh.
Od, ești bine? Da, am reușit, Jeremy. Grozav, Aelita e puțin mai la nord. Așa, să sperăm că robotul nu e făcut din titan. Aelita! Acolo! Să facem un ocol. Xana! Nu! Nu! Nu-l răni! Reușit. În spatele tău. Săgeată laser. Atenție, Od. Od, mai ai 15 puncte. Mulțumesc, Jeremy, dar cine numără? Ești bine? Vine al doilea. Trebuie să te felicit, Herb. Invenția ta face minuni. Mulțumesc. Ei bine, trebuie să plec. Am câteva lucruri de făcut. Hei, nu e chiar tabără de vară aici. Anunță-i pe Ulrich și pe Yumi să se miște. Vor ajunge curând. Nu pot să cred. E un coșmar. Trebuie să mergem în Lyoko. Jeremy, câte puncte mai am? Numai 10. Od, trebuie să sari. Bine, Jeremy, cum merge? Od își pierde toate punctele. Intră în scanner, te rog. S-a făcut. Nu se va termina niciodată. Intră. Transfer Yumi. Scanner Yumi. Virtualizare. Bine, concentrează-te pe viteza de rotire. Doi monștri. Du-te, mă ocup eu de ultimul.
Codul Ailitei. Cod Lioco. Întoarcere în trecut, acum! Corpiți, gata? Am scris! Îl declar pe Jeremy câștigătorul concursului de roboți de anul ăsta! Yeah! Da! Bravo, bine! Jeremy! Și acum vreau să vă dați mâna, haideți! Nici gând! Ce nătorău! Eu îl iert. E amabil câteodată. A? Vrei să explici? Haide, o să-ți povestim totul. Știam eu! Ești un ratat și ești la fel de urât ca robotul tău!